Preferă să vină la sediul Direcției de Venituri Publice și să stea la coadă în loc să facă plățile online din fața calculatorului. Majoritatea târgușienilor nu știu că plățile se pot face cu cardul din fața calculatorului. Știți că taxele și impozitele se pot plăti și online? Nu, nu știu. Dar ar fi mai ușor dacă ați face plata pe internet? Normal, aș economisi mult timp. Se face o cerere și vi se dă un user și o parolă. Da, da. Vă gândiți pe viitor? Da, normal. E mult mai ușor. Da, e mult mai simplu și aș economisi timp din viața de zi cu zi. Nu, nu m-am gândit pentru că nu am știut. Mi-e mai ușor la ghișeu, nu știu. A, nu ați știut până acum? Da, nu am știut. Se face o cerere, vi se dă un user și o parolă și puteți plăti de acasă. Pe viitor, vă gândiți? Da, ar fi ok. Pozile n-ar mai exista? Da. E o metodă mai bună. Da, pentru noi tineretul, cred că ar trebui totuși să încercăm. Am încercat-o, dar cunosc. În Timișoara se lucrează fest cu așa ceva. Nu e mai ușor să le plătiți online? Este ușor, se creează contul, se poate plăti. V-ați gândit să încercați această metodă vreodată? De multe ori. Până acum, 10 cetățeni din Gorji, dar și din alte localități, au ales să facă plata online prin sistemul național electronic și 23 prin sistemul propriu al instituției. Cei care vor să achite dările din fața calculatorului au de urmat câțiva pași. Este vorba de o solicitare scrisă în vederea eliberării unei parole și a unui user, eliberat de către instituția noastră, după care persoanele respective vor intra în sistem și vor face plata cu ajutorul cardului prin internet. În 2012, 1,5 milioane de români au făcut plăți cu cardul, înregistrându-se cu 85% mai multe tranzacții față de anul 2011. Astfel, piața comerțului electronic a crescut cu 58% și numărul plăților cu telefonul a crescut cu 35% față de anul anterior.